Salut, bine v-am găsit la un nou episod din LA Noir, jocul care este aproape ca GTA, doar că nu este chiar GTA, este puțin mai mișto ca GTA, dar nici atât de mișto ca GTA. The Golden Butterfly este cazul pe care îl facem astăzi, care ne tradus înseamnă fluturele de aur. Un fluture și e de aur. Hai să vedem ce se întâmplă. E o tanti care iese din mașină. Of. No, nu-i da! Na. Galloway. E, ce căuta ăla pe acolo? Ăla nu era fostul meu partener? Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. Ah, What have we got? Galloway. New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset. I fucking hate Galloway. Let's go. I hate Galloway. Stai mă, că ăsta e același birou în care am fost dintotdeauna. Adică eu chiar dacă am avansat de la trafic, la circulație, la furturi, la omucideri, eu tot în același. Aaa, vorbea despre mine, zicea că sunt talentele mele, sunt irosite la poliție, ar trebui să intru în politică. Așa e, așa e, dacă aș fi ales președinte, aș opri toată corupția și aș face ca mașinile să lase mașinile de poliție să treacă mai repede când ies. N-aș face asta. Hop, 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 hop. Thanks, Rusty. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. I get the point. Deci da, a avut loc o crimă foarte similară cu cea pe care am rezolvat-o în cazul trecut, dacă mai țineți minte. Aveam eu acolo o crimă pe care am rezolvat-o, nu eram satisfăcut cum că am găsit pe cine trebuia, dar mă rog. Și pare că ar fi un criminal în serie care a revenit. Wow! Oh my god! Dă-te mă de aici! Ce ai, băut prea mult? Ține să vomiți? Am crezut că pe acolo trebuie să o iau. Ce vreți de la mine? Eu pe acolo am crezut că trebuie să o iau. Now boys, boys, you know what băieți, băieți, știți la fel de bine ca mine? Voi ține o conferință de presă după ce autopsia a fost făcută? Doi dintre cei mai buni investigatori în acest caz. Captain, proaspăt după ce a rezolvat un caz, ce? And of Elizabeth Short for that matter. You don't believe there's a crazy sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. Ai fi surprins. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be. Avem un criminal în serie și nimeni nu vrea să recunoască, pentru că șeful poliției ăsta e tâmpit în cap. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Dacă era după ăsta, trebuia să-l învinuiesc pe ăla din jocul trecut care nici măcar nu era vinovat. Why can't we get any closer? Detective, I was first on scene. Hello, officer. Tell me what's up. You find her, Gonzalez? What's up, son? Not me. The family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. All right. Let's go. So what's going on over there? If olive oil comes from olives, where's baby oil come from? What? Ci că dacă olive oil vine din... Where does baby... Se zice așa unul, că dacă uleiul de măsline vine de la măsline, de unde vine uleiul de bebeluș? La bebeluș presat la rece? Bună întrebare. Here she is. Hai să vorbim cu coronerul. What? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. Nu crezi. That's a closed case.
This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. They were married, they'd be at home. Not humping down in the lover's lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Ăla e setat să nu fie cum arată dovezile. Ăla e setat să zică nu, nu e, ea a fost de fapt, nu mă, cum să fie un criminal în serie. Nimeni nu vrea să recunoască că a fost un criminal în serie. Ce e așa mare chestie dacă ar fi un criminal în serie? Hai să ne uităm la mâinile ei. E ceva aici? What's this mark? Cut on a finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Nu aveam ceva similar și în partea la ultimul caz? Ba da, aveam ceva similar și la ultimul caz. Aici? N-avem nimic aici. Tied up. Ba da, a fost legată. But that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Aia, rupt ceasul de pe mână. Deci lipsește ceasul. Lipsește ceasul și inelul. Da, gâtul este ștrangulat, evident. Look at your mark, it's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Da, e un fel de sfoară, deci urmele lăsate acolo sunt foarte distincte, ca o sfoară. The stomping angle in the Henry case, was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Aha. Deci dacă ar fi să fie cineva care imită ucigașul nostru, ar ști, pentru că ăștia din presă au zis exact cum au avut loc crimele de până acum. Hai să vedem ce mai avem pe aici. O poșetă. În poșetă avem bani. Hai, bagă-i repede acum în buzunar. Nu se uită nimeni. Ia banii în buzunar. Ah. Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. Deirdre Muller. Parent Teacher Association. Deci la un fel de ședință cu părinții. Un fel de asociație de părinți și profesori. Asta e tot. A, uite, mai avem niște bani. Bagă-mă banii în buzunar. Why not take the money? Adevărat, e adevărat, n-a luat banii și par să spune, uite că-s 20 de dolari acolo, bagă-i în buzunar acum, bă, repede! Ah, nu, că stai că se uită la, se uită partenerul tău la tine. Uite, vezi, te urmărește. Uite, a venit și ăsta la alt și notează ce face băiatul ăsta cu banii. Bagă-i înapoi că se uită ăștia. Doar două chestii, un nume și niște bani. Am aflat numele, am aflat că motivul nu a fost crima, a fost evident psihopatia. RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What I tell you? Let's grab the husband, take him downtown and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Da. Ce ar fi de asta? Tocmai zicea că un polițist bun nu face niciodată presupuneri și ăsta n-a făcut decât să presupună. Chestii care sunt împotriva dovezilor. Într-una și într-una și într-una. Asta e tot ce face. Trebuie să mă duc la soțul femeii despre care spunea partenerul meu că hai să-l vedem că sigur ăsta a făcut-o. Idiot. Hai deodată, mă. Acum plecam fără tine. Crezi că stau după tine? Hai. Ia zi. Mai dăm din teoriile tale geniale. Ce crezi? Yes, check raise. Still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? You know, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Da, bă, sunt tată, sunt un om responsabil, nu ca tine. La al treilea divorț, bați femeile și zici că femeile sunt de rahat și că toate te părăsesc și că nu sunt îngeri nevinovați așa cum ai crede. Ai văzut cum a sărit ăla din fața mea? Zici că eram în Matrix.
Probabil că, poate că e imposibil să omori pe cineva aici? Să omori cetățeni nevinovați? Ca și încerca eu oare să lovesc intenționat cu tanchia asta. Get out of the way! There's a madman on the loose! Da, n-a pățit nimic, femeia. Am călcat-o cu mașina, am trecut peste ea, am distrus banca, de-aia n-a pățit nimic. Și ăsta a râs puțin de mine, că aaa, ești nebun. Deci acum vom merge la soțul ei. Va trebui să anunțăm omul ăsta săracul că nevastă s-a murit. Mai mult de atât, probabil că îmi voi și lua la întrebări și la bani mărunți, mai ales partenerul meu. Că aaa, de ce ai omorât-o? Zine de ce ai omorât-o. În momentul ăsta spune-ne de ce ai omorât-o. Da, deci săracul, dacă ar ști ce-l așteaptă, dacă ar ști ce-l așteaptă. Un polițist veteran traumatizat de război și un polițist misogin care bate femeile alcoolist vin acum să te auzi, te acuze că tocmai ți-ai ucis nevasta. Ce zi frumoasă. Mr. Whatever, where are you? Your wife was found dead, sir. Bună ziua, vă supărați. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. Aww, saraca. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. Nu lăsa oamenii să intre, cerele să le să-ți arate documentația înainte să-i lași să intre la tine în casă. Te-a învățat nimeni? Hai frate, și trebuie să o luăm la întrebări pe fetița asta căreia tocmai a murit mama. Și ăla fumează nesimțitul. Ăla s-a apucat să fumeze direct. Ce țără! Hai să verificăm casa. Ce avem pe aici? Avem niște... nimic acolo, nimic aici. Avem un pahar. Un pahar gol. Dar cred și eu, e un pahar gol! A fucking empty glass. Ce naiba, de ce ar conta? Ce avem aici? Probably nothing. Serios? Looks like a shopping list. O listă de cumpărături. Pe aici, pe aici, pe aici nimic. Avem condimente aici, frigider, chestii. Avem o plăcintă. Avem niște... lămâie. Avem o lămâie. Don't think this is any use to us. Din câte mi arată mie aici, probabil că face... nu-mi dau seama. Ziceți-mi și voi, ce ar putea să facă cu castraveți, morcov și lămâie? Că pe bune că nu-mi dau seama ce rețetă poți să faci din castraveți. Nu-mi vine niciuna. Bine, ai putea să faci o tocăniță, ai putea să faci și pizza la o, adică cu ingredientele alea. Dar oare ce faci? În fine. În fine, nimic acolo, hai să vedem. Pe aici avem un telefon, avem un aspirator. Uite-te în aspirator, poate ai aspirat niște dovezi. Asta pare să fie camera... camera fetiței. Camera fetiței. Uite vioara, la care probabil cântă fetița. Nu zice nimic despre vioara asta, e doar o vioară. Ok, fine, vioara. Nu pare să fie nimic. Pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici. Aici, aici sigur trebuie să fie ceva. Un carnețel. Not sure this means much. Desfă-l! Desfă-l, bă, nebunule, vezi ce scrie în el, poate eu... ar putea să scrie orice. Ne-ți vedem aici. Qu'est-ce que c'est? Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Da, deci este ceasul care lipsește. Bun, aici ce este? Un inel, iarăși. Iarăși, sunt câteva lucruri recurente. Inelul lipsește de la toate și de asemenea, dacă mai țineți minte, nu văd ce legătură Dumnezeu ar putea să aibă, dar toate aveau perie. Bine, probabil că toate femeile au perie. Și prin urmare, pentru că erau femei, aveau perie. Poate asta e explicația, poate nu e nimic. Uite, niște încălțăminte. Pe bune, pot să le verific pe ambele separat? Care poate să fie diferența între ele? 8! Asta era fix mărimea! Work boots. Size 8.
Era fix mărimea. Era fix mărimea criminalului în serie pe care îl urmăream. Tot 8. Altceva gata? Nu, atâta. Am crezut că poate găsesc ceva diferit de la unul la altul, dar nu. Hai mă, că am găsit un indiciu. Oare nu cumva să fie soțul ei ucigașul în serie? Bă, n-ai zice. Adică, teoretic, te gândești că nu. De ce și-ar ucide propria nevastă dacă ar fi să fie un criminal în serie? De ce fix propria nevastă să-și... Hai să vorbim. Is this about mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. Uff, săraca. I'm sorry to have to tell you this, Michelle. Your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? De ce fac asta? Try. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? De ce lipsesc chestii? A watch. I never paid much attention to that stuff. Pare să spună, nu, stai că se uită în lateral. Nu, mai e ok. Painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, a yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. Had a fight. De ce gât are și asta? Știau ceva cu gâtul, zici că au gât de babă, deși e copil. Am zis bine, last contact with the victim, adică cu maică sa, mă. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Aici e, are dubii, aici e ceva, că a venit tata, dar de fapt n-a venit tata, poate a venit un tată vitreg, poate ceva, poate e ceva dubios so aici. You were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Mm-hmm. Deci stai că sunul răspundea la telefon, tot suna și tot suna și el tot nu răspundea și tot nu răspundea până când în sfârșit a răspuns și a venit. Ceea ce înseamnă ne lasă să ne întrebăm ce făcea taicăsu, care de asemenea poartă aceeași mărime la pantof cu ucigașul în serie. Ha? Și de asemenea arma folosită în crimele astea este o de aia, cum se cheamă, o cheie de aia, de o folosești să învârți așa, să deșurubezi chestii, o cheie de aia. Dacă tatăl ei lucrează fix la o fabrică de chei de alea. Hai, aflăm. Your mom and dad are happily cum se înțeleg? What are you saying? Erau. Of course they are. Dubiu. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Odată. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. Uh-huh. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Brocia. You've been very brave. De-aia se cheamă fluturile de aur, hey! Pentru că o broșă cu un fluture de aur. I'll talk to the police. Daddy, mommy, eu știu pe asta, a jucat în Battlestar Galactica. Regizorul ăsta, actorul ăsta. You can't come in here interrogating her like she's your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? The... But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. De la tată la fiu. I'll do my best. Ăsta a jucat în Battlestar Galactica și în multe altele. Dar țin minte pe actorul ăla. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Lie, minte. Why are you lying to me, Mr. Mueller? De ce mă minți, domnule Mueller? Why would I lie to you at a time like this? Well, we have your small man's size 8 work boot la tine în dormitor. The work boots we found here are size 8. Why lie about it if you've got nothing to hide?
Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Ce de mernic asta. Și că picioare mici și altceva e mic. Asta în experiența mea mereu așa e. Cum adică în experiența ta, câte picioare corelate cu alte părți ale corpului bărbaților ai văzut Galloway la viața ta? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Nu-mi dau seama. Stai puțin. Deci cum a zis fetița? A zis că... Nu, doubt. Did your wife ever go out by herself? To bars? Nightclubs? No. Cred că trebuia... Nu. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Da, uite că am răspuns și la asta corect. Credeam că am greșit-o. Alibi for Hugo Moller. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. E clar că are un dubiu, dar nu pot să dovedesc că minte. Sau pot? Nu, am să zic dubiu din nou. Is there any way of confirming this story of yours? You come here making all these accusations. Mm-hmm. Da, am greșit-o pe aia, cred că trebuie să zic că minte și să dau că drept dovadă ce mi-a zis fata. History of violence. Was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Minciună. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. Uh-huh. You don't know anything about me. Asta așa e. Butterfly brooch. Asta este. Când e vorba dacă era violent sau nu. Și ziceam mai devreme că nici n-am apucat să termin. După ce a lovit-o, soția a zis că dacă o mai lovește odată, îl va părăsi și el, ca un semn de promisiune, ca să comemoreze acel moment și promisiunea lui de a nu mai lovi niciodată, i-a cumpărat o broșă cu un fluture auriu. Prin urmare și numele episodului și cred că asta va fi punsul corect. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you hurt her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. L-am lăsat pe încredere că hai vino tu, că ești cu fica. Should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Aha, stai că avem un turnător printre vecini. Ia zi, tanti. Dă-te-mă. Yes, ma'am. Ia zi, tanti, care-i faza? I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. Ia they had a row last night. I s-au heard certat aseară. Screaming. Did you see Mrs. Moller come home late last night at all? No, not at all. N-a venit deloc aseară. I did see Mr. Moller put something in the incinerator earlier this morning, though. A pus ceva in... Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Wait. Incinerează ceva. Asta nu dovedește nimic. Step away from the incinerator. Poate a făcut un grătar. Don't let him get away. De ce alergi? Okay, but no de ce alergi? Da, mă, îl prind. Stai liniștit că îl prind.
Nu reușesc să mă apropii de el. Hai. Așa. Păi ce făcuși, mă? Păi ce făcuși? Este un pantof de mărimea 8. Este un pantof plin de sânge de mărimea 8. N-arată deloc bine, domnul Hugo. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't... No one's home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Săraca fată. We gotta get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Mama i-a murit, taică-su i-a arestat pentru că i-a omorât mama. Ce viață mizerabilă pentru un copil. Haide, să sunăm la ceva, nu știu la ce, dar hai să sunăm. Phelps, badge 247. I recognize that guy from the paper. I need an address on a Belmont high school. Checking for you, detective. Acum mergem la liceu. Dar nu s-a rezolvat deja cazul. Nu îl acuzăm pe ăla, nu îl închidem pe ăla. De ce mai trebuie să mergem și la liceul fetei? Hai, Galloway, unde ești? Belmont High School, nu la secție, scuze, mergem la liceu. Ah, să mă duc la legist. Legistul are niște informații pentru mine, ok. Stai puțin, că îmi zice să return to central morgue. Hai la morgă mai întâi, înainte să mergem la liceu, mi se pare mai logic, pentru că legistul are niște informații pentru mine și vreau să aflu ce sunt înainte să mergem la liceu. I didn't make the husband for it. Always make the husband, friends. 9 times out of 10, it's the closest person to the vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate așa e, voi vorbi mai ca pentru proști. Rusty's razor. Da. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. Famous Lex Ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away that one. This guy was a... La Academia de Poliție. Tu? În război am învățat eu să conduc. Ok, am ajuns la morga centrală. Hai să vorbim cu legistul ăla, haios, care mereu e el... Mereu e el băgăcios așa și haios cu teoriile lui. Hai odată. Stăm 7 minute să ne uităm la intrarea de la morgă. Hai, du-mă direct la morgă. Unde e Phelps? Omul? Unde Rusty? E legistul? Thanks for coming. Da, zi-o. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Uh-huh. Asta... Nu pare a fi asta, nu știu. Sau asta e. Asta? Nu pare a fi nici asta, cred că e asta de jos, eu așa zic, cred că e asta de aici. What are the normal uses for that kind of rope? Da. On boats, mooring lines. Aha. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Aha. Deci a fost strangulată cu o sfoară care de obicei se folosește so la bărci? A sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Asta a fost tot, pentru asta am venit aici, nu putea să-mi zic asta la telefon. M-a chemat aici ca să-mi dea să mă joc cu sforile alea. Mai zi-mi ceva! Advice? Sounds like the broad got messed up between the house and the school. We've been to the house. It's time to try the school. În fine, da, hai la liceu. Hai la liceu. Bun, deci trebuie să merg la liceul fetei.
victimei, fiicii victimei, uite cum s-a dat la lateral, și să iau acolo declarația omului de serviciu, aparent. Zice, fix el trebuie să iau declarația lui. Dar mă rog, în fine, haide acolo. Belmont High School, here I come. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, coroners. How so? You know, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. Hai că e amuzat ăsta. Îl suspectează pe ăsta, pe legist, că da, el e ok așa, dar nu știu, ăla e genul de job care nu vrei ca omul ăla să-i placă prea mult jobul. Vrei să se distreze prea tare cu cadavrele alea. Presupun că așa e, ce pot să zic. Nu știu, n-am făcut facultatea de medic legist. Dar e amuzant ăsta cu teoriile lui tâmpite. Ce mișto. Toi cu sirena că se dau toți din calea mea. Ok, am ajuns la Belmont High School. Hai să vedem ce aici. Vorbim cu omul de servici, căutăm mașina pe care și-a lăsat-o maică-sa în parcare. Hello, officer. Yes, sir, detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. And this was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. Is he violent? Yes, sir. I would say so, yes. There's the son of a bitch now! Hey, you! Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Un pedofil, un child molester, hai să-l prindem. Da, dacă ești child molester, liceul is the way to go. Dar, din păcate, probabil că ăsta n-are nicio treabă cu crima propriu-zisă, ăsta e doar așa, întâmplător molestator de copii și s-a întâmplat să fie aici în momentul în care am venit noi să investigăm crima asta. Unde ești, mă? Dă-te, dă-te! Mamă, cât mai rezist. Hai, prinde-l. Bă, e foarte departe de mine. Deci nu reușesc să-l prind din urmă. Hai, acum. Avem o bucată dreaptă să mă apropii de el. Hai. Sar pe el. Așa. Boom. That is the guy from the papers. He just caught another fucking criminal, is what the guy from the paper did. Yo, întreb. Or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Son. Eli Rooney. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you Loki motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like him a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. And why would I do that? Could this scene shit, yeah? Break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. Wow, fluturile auriu este la pedofil. Ce caută pedofilul cu fluturile auriu? N-are niciun sens. Și care-i faza cu tatăl și cu pantoful? Nimic. I'm going to take out my gun and I'm going to count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Nimic nu se leagă. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Fluturile auriu. Nothing makes sense anymore. Nu-mi dau cine e, ce a făcut, cum, nu înțeleg. Aici, în portbagajul ăsta, trebuie să mă uit.
Da, în sfârșit. Doamne, cât am stat. Ok, deci avem clar, avem niște chestii destul de clare. Avem o sfoară plină de sânge. We better get Ray Pinker out here. Da, evident. Hai mă, că e destul de concludent, adică avem... The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Deci lucrurile arată... Da mă, nu asta, aia de jos, ranga asta, arma crimei. It's from a Chrysler. Could be important. Da, deci avem niște chestii destul de concludente aici. Trebuie să sun acum la recepție, la poliție. Să sun la băieții mei. Pare că am găsit, nu știu... Tot mai mult arată dovezile către... Deci asta pe care am verificat-o era mașina nevestei, cea care a murit. Arată tot mai mult, arată din ce în ce mai rău pentru soț. Ok, hai de la investigații să-i interogăm pe ăștia amândoi. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Central Police Station, that's where we're going. Galloway, you drunk motherfucker. Hai odată, ia și mai conduci și tu, că eu m-am supra să conduc, să stau eu. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids called. He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for now. Ce vorbești, omule? Cum să-l lăsăm să scape dacă el a fost criminalul? Deci fie pedofilul, fie soțul, sau fie niciunul dintre ei. Și am doar, e o chestie mult mai complexă și o conspirație și niște trebuie de genul ăsta. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Ideea este că acum trebuie să îi intervievezi pe amândoi și să unul dintre ei să-l condamn la your next door neighbor heard screaming coming ucidere. From the house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. Nu zice nimic detectorul de minciuni. Why did you de burn ce aruncai papucii? You know? Asta da, because de ce? I knew you'd never believe me. Mm-hmm. Așa e, probabil că așa e. Believe what? It's rabbit's blood. A guy at work brought him in and I helped him. Și că iepure. Și că iepure. Sânge de iepure. Și că nu l-am fi crezut niciodată, de aia ardea. Ok, foarte convenabil, domnule Hugo Muller. Muller. Avea acces la sfoara cu care a fost ucisă. As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Pare să aibă dubii. Oare are dubii sau minte? Dacă minte, trebuie să prezint dovezi. Ce dovezi am eu că el știe ce vorbește când vine vorba de sfori? Păi, am găsit una în portbagajul nevastă sa, asta ar fi ceva. Hai să zicem că minte. Minte. Wife was strangled with a braided rope, which we found in the trunk of her car. I think he bought that rope specifically to strangle her. You can think whatever you want, but that rope has nothing to do with me. Nu, e doar o coincidență. Da, eu vreau să o prezint pe aia ca dovezi, aparent trebuie să prezint altceva ce. Rope overalls, da, am să prezint sfoara din nou. My wife is the victim here. But, so am I. Și tu? Adică ești înscenat sau ce? Ți s-a înscenat? What am I going to do without her? Și probabil că o să ajungi la închisoare. Și eu? You heartless bastard. Asta a fost tot un mod frumos de a-mi spune nu ai greșit? M-a mai făcut și să mă simt ca un om prost. Pe lângă faptul că am răspuns greșit la întrebare, mă mai și face să mă simt aiurea. Bine, a fost recuperat... We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker.
Dubii. Nu cred că zice adevărul, dar cred că are dubii. Cred că le mai ține și în altă parte ocazional și asta nu vrea să ne zică. Hai să It vedem. Was you, Hugo. I'm offering you a chance to come clean on this. For the last time, I did not kill my wife. Am răspuns greșit. Ce zice, adevărul? Sau mințea și trebuia să evidențiez hainele găsite în probagaj, probabil. Bine, your wife access was beaten to tire iron. Tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. Da. I know nothing about any tire iron. I-a fost găsit în portbagajul la nevastă, mă. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. L-am găsit în portbagaj. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. E destul de rău. Lucrurile arată destul de rău pentru el, domnule Moller. Hai să-l găsim și pe celălalt. Unde e celălalt? Aici e, nu? Acolo este duty sergeant. Interview, viewing room. Nu, acolo vizionez. Aici e ăsta. Hai mă, unde e celălalt? Deci, interview room 2. Interview room 1. I'm praying that those prints come through so I can nail that son of a bitch. Where is interview room 1? This way. Boys, really come through this time. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, folks, I know. This particular fiend. What's on his tongue? I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Asta are o vendetă personală cu pedofilul. You look like you've had it rough. See me asking for your sympathy, boy? Boy. Unde lucrezi tu, mă, ia zi? Ia zi, cu ce te ocupi? Family a roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Dubio. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters HM out front. They give you Hennessy any work Marine. Work? You like? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. I-a dat o salopetă verde, fix cum am găsit în portbagaj. Opa, stai că e ceva, bă, nu se leagă, nu-mi dau seama. Ca o amândoi dovezi pe ambele părți. Mai lucrează și la marină, are acces la sfoară. Whoever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean. Asta mai și se pricepe la sfori. Any old rope will do me fine. Adevărul. Zice adevărul aici. Ah, omul are experiență legând oamenii în trecut, pentru că să nu uităm, este pedofil și este foarte sincer despre asta. Presupun că pe vremea aia pedofilia nu era o chestie atât de gravă, pentru că altfel nu văd cum am merge. Da, uite-l pe Gigi pedofilul. Ce mai faci, bă? Pleacă de aici să nu te vă lângă copilul meu. E așa, e o chestie... Da, și-a legat în trecut victimele, adică copiii, cu sfoară și din câte zice nu-l interesează ce fel de sfoară folosește, e aceeași chestie pentru el. Așa că o să zic că zice adevărul, e impasibil. Like you, Eli, must prefer McGay for roping, am I right? I prefer braid, tie hitch and braid, it stays tight. Ok, motive for Mahler murder. De ce ar fi omorât-o dacă a omorât-o? And stole her jewelry. That ain't so.
ain't done nothing like that. Minte. Am să zic că minte. You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? Păi, overalls, bloody overalls, pe care tocmai a zis că le poartă, salopetă verde, murdare de sânge, găsite în portbagajul victimei, care aparțin acestui om. Deci, asta ar fi o dovadă? I done told you I found that pretty thing. I never stole it. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? That's the guy. Detective, that's him. That's the guy who parked the car, I'm sure of it. Hey, he's getting away! Hai mă, iarăși aleargă! Frate, de câte ori poate să alerge până când îl băgăm la închisoare? Pe bune, adică chiar dacă n-a făcut crima, e deja a doua oară când fuge de poliție. Ar trebui să fie arestat doar pentru asta. Eu dacă mă apuc să fug acum de poliție pe stradă, păi ea nu mă aduc la poliție și până mă dau drumul și până mai fug o dată și hai că e totul ok. Hai mă, Galloway, fă și tu ceva util. Mamă, ce se bagă ăștia pe niște alei atât de înguste. Hai, frate. Păi încearcă o dată. Chess. Au. Shit. Shit, hai, repede, 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 l-am pierdut. Nu l-am pierdut, uite, e încă acolo. Hit it. Clean this asshole off the road. Da, încerc, încerc. Opa! Keep it on the road, goddammit! Păi n-ai văzut că a făcut o curbă de ultim moment pe aici, de rul, nici nu l-am văzut? Hai deodată! Fuck, o să-l pierd, l-am pierdut. Nu, hai că încă-l văd! Încă-l văd, n-am cum să-l pierd atât timp cât încă-l văd, uite-l acolo. Ce face, s-a blocat? It ends here, Hugo. Da, hai că l-am prins. Once we get the janitor's statement, you'll be staring down a murder charge. Hands behind your head. Eu tot nu sunt convins. Eu tot nu sunt convins. Oricum, el este omul care a parcat mașina acolo. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagrant happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Despre ce vorbește? Am închis cazul, am găsit criminalul. Ce naiba vorbește omul ăsta? N-are niciun sens. E atât de... câteodată e bine, câteodată e rău. În mai puțin de o oră am găsit criminalul. Oricum, nu uitați să vă abonați ca să vedeți următorul caz din LA Noir. Lucrurile încep să se complice și să se lege așa într-o chestie. Eu nu sunt satisfăcut cu omul care zicem noi că a făcut crima. Probabil că pe măsură ce jucăm mai mult se vor lega, se vor adăuga tot mai multe straturi până când toate vor avea sens. Cel puțin asta sper. Altfel voi fi jucat degeaba. Dar măcar nu trebuie să jucați voi degeaba, dacă n-ați făcut-o deja. Oricum, ne vedem data viitoare, nu uitați să vă abonați, să dați like acestui film și toate alea ce se mai face pe YouTube. Pa, pa!